să caut videoclipul cu copii și pe GSP. Ce făceau în țipa în parcare pinguinule? Ce a făcut mă copii? Știți ceva? Cine știe? Drago, știi ceva? Nu știu. Și că copii ce-au urlat în parcare, și că e pe GSP videoclip, auzi? Păi nu, ascultă-mă, ascultă-mă, eu spun ca să știi, ți-am zis și tu ai zis că nu o să plece, nu știu ce. Țipa la telefon, sărac. Ia uite, da mă, uite-l cum face. După meciul cu Farul, copicul și ea și Popicul și Ilicu și pe toți aici care i-are pe echipă și pleacă. Ia uite-l bă cum făcea. Dacă nu are jucători... Cred că nu l-a mai primit nevasta acasă, l-a la miliție. L-a la miliția, Dragoș. Cred că l-a la miliția. Și că a fost mai abătut ca niciodată. Și că în conferința a acuzat intensitatea scăzută a elevilor săi, reporterii l-au surprins cu camerele de la vedere în... Uite, l-a prins în parcare aici. Ia uite ce față are. Ce faci? Vorbea cu Nicoleta... Ia. Spune, bă, de ce nu mi-ai spus tu că... Și că trebuie să fii mai bun de atât, din prima secundă trebuie să dăm mai mult. Mai multă energie, mai multe dueluri, se urla la telefon, că a nebunit dracu ăsta. La nebunit și pe... Dar cui îi spunea, că eu nu înțeleg? Cu Nicoleta, dar cu Nicoleta trebuia să vorbească în spaniolă. Că el e de la Cancun, e din Mexic. Păi de ce dracu explici lui ăla că trebuie energie? Ce energie? Ascultă-mă, sunt limbaje de astea, știi cum te spune... Băi, Dragoș, fii atent, acum hai să lăsăm, uite, să ne oprim puțin, fii atent, hai să ne oprim puțin. Fii atent, când a început meciul, vă întreb pe toți acum, primele minute când a început meciul și a început Dinamo să-i învârtă pe ea pe acolo, a avut și o fază periculoasă, n-a spus mă că îi mănâncă? Tu ce-ai crezut? Că să supără mititei pe noi și ne dă mult. În franceză trebuie învățat de atunci, de când era în probe la PSG. În franceză vorbește ăla, cică da, Nicoleta. Da, când a fost el în probe la... Vorbea cu Ovidiu, eu așa cred. Bă, da mă, cu Ovidiu vorbea mă. Cu consilierul vorbea mă. Uite mă, Cristian ne-a zis acum, uite, Cristian Naucese. Băi, vorbea cu Ovidiu. Deci cu spurcatul vorbea, mă, că cu cine? Cu Nicolescu? Ce dracu să-i spună lui Nicolescu că îi trebuie energie? Că era ceva, o discuție tehnico-tactică care vorbea. Deci, da, practic, îi făcuse burcă echipa și era încea să enervat ăsta. Bă, dă-te, dracu, trebuie energie. Dar voi vedeți vreo tactică de joc, ceva? Cum să nu? E o tactică, nu te bagi. Talandala. Da. Salut, fraților, ne-am dus pe Cosor sau pe Ciocan. Cum ar zice Robert? Ne-am dus pe Diana acum, e nasol. Suntem pe Valea Fundului. Bă, acum vorbim serios, acum ce să dracu, hai să nu mai... Ascultă-mă, Valea Fundulea 1, era unul cele mai bune lacuri unde puteai să mergi la pește. Și noi acum stăm exact pe Valea Fundului. Mă, ați avut gura pocită și voi, și tu și Sebi, ați tot tras de bauza ala, bauza. Dar noi vedem. Ăla a prins și el un zi un meci care n-a mai jucat ăla, nu l-a mai văzut să joace nici așa, păi noi n-avem noroc la treaba asta. Să ne prindă orice jucător care a trecut pe la noi sau orice care nu informă, ăla ne bagă mort în casă tot timpul. Dacă jucau toți ce făceau cu noi. Păi n-a avut 5, mă, 3, hai că ați exagerat din start. Păi așa a spus ăla cu menta, că nu el a venit să frece menta. Menta cred că se freacă pe la... Păi, cu cine vorbea, fii atent, pinguinul Fanny, spune-mi și mie, cu cine vorbea în engleză? Deci e clar că dacă era un croat de-a lui, da, vorbea în croată. A vorbit în engleză, deci vorbea cu unul cu un român de aici, de la noi, da? Cu cine să vorbească de energie, de tehnico-tactică? Cu Nicoleta? Ai bă, lăsați-o! Cu spurcă vorbea, cu cine dracu să vorbească? Păi normal! Eu cred că l-a sunat Voicu. Era îmbrăcat Voicu cu cravata aia mof, și îi cerea Voicu explicații. Și el era nervos și voi cu spunea calm, calm, calm. Băi, fii